Cred că în momentul acesta încă mă descoper. Simt că evoluez artistic pe zi ce trece, asta îmi dă curaj să manifest latura artistică în fața oamenilor. Misiunea mea este să-i fac pe oameni să creadă în ei și să aibă curajul să se accepte pe ei așa cum sunt. În acest camp este vorba strict de a face muzică pentru Eurovision. Facem câte o sesiune cu câte un songwriter. Adică eu în fiecare zi lucrez cu câte un songwriter și facem câte o piesă pe zi. Sau două, depinde. Avem o echipă de 5 producători, avem 5 studiouri și avem și o echipă de songwriting și 3 artiști. Încercăm să găsim cea mai bună piesă care va reprezenta România în 2020. O piesă pentru Eurovision trebuie să transmită un mesaj, să trezească în sufletele oamenilor o emoție puternică. Cred că Roxanne poate oferi publicului acel golden line, acel echilibru perfect între emoție, între sinceritate și de asemenea poate acoperi și partea comercială, adică muzica de dans, de club, de radio.